Salariul minim pe economie se va majora de anul viitor cu 150 de lei. Asta înseamnă că de la 1 ianuarie 2019, cuantumul salariului minim pe economie brut va fi de 2050 de lei. Anunțul a fost făcut aseară de Lia Olguța Vasilescu, ministrul muncii, care a spus că deja se lucrează la o hotărâre de guvern în acest sens. Salariul minim pe economie a fost majorat ultima dată la începutul acestui an și acum este în valoare de 1900 de lei. Lucrăm la o hotărâre de guvern pentru majorarea salariului minim, începând de la data de 1 ianuarie 2019 și va fi 2050 de lei. Deja am discutat despre asta săptămâna trecută când ne-am întâlnit cu patronatele și sindicatele. Ne-au spus că ar vrea să știe că va fi un mecanism foarte clar ca să știe la ce să se aștepte. Le-am spus că, din punctul nostru de vedere, programul nostru de guvernare este foarte clar. Îl aplicăm ad literam și ar fi trebuit să știe că din ianuarie va fi din nou o majorare a salariului minim, a declarat ministrul muncii Lia Olguța Vasilescu. Ministrul muncii a mai spus că în decembrie 2016 salariul minim pe economie era de 205 euro. Odată cu majorarea salariului minim pe economie va crește și valoarea punctului de amendă, dar se vor majora și indemnizațiile de creștere a copilului și ajutorul de șomaj. Dacă vestea acestor majorări salariale este una bună pentru aproape jumătate dintre angajații României, experții financiari atrag atenția că situația nu este chiar așa roz. Va crește inflația, se vor scumpi utilitățile, iar dacă vom trage linie, la final vom vedea că, de fapt, cheltuielile vor fi mai mari decât creșterile salariale. Datele statistice arată că acum 46% dintre angajații României sunt angajați pe salariul minim pe economie.